Bună ziua, dragii mei! La mulți ani! Să fiți sănătoși! Să vă bucurați în fiecare zi de albinele voastre! Să aveți producții frumoase! Un an bun! Albine sănătoase! Să aveți tot ce vă doriți! Astăzi am venit la stupina de la pădure. Nu m-am ușuroaie de cârtiță. Urât în partea ei, frumos afară, dar albinele nu prea au ieșit, nu știu de ce, ieși ora 1, unele au ieșit, altele nu, probabil nu mai au nevoie că tot pe afară au fost. Aici câteva, aici nimic, ba, mai iese câte una. Aici încep să iasă. Nu știu cum o vedeți pe mine în umbră. În loc să vedeți, aici nu e și nimeni, să vedem ce Dumnezeu face. Țărapă. Este aici afară, păi. Uite. Nu v-ați urca sus. Da, stați cu minți. Las că nu vă fac nimica. Da. Am venit să-i verific un pic să văd cum stă treaba cu ei, dacă mai mișcă. Văd că sunt pe afară. E și călduț, cald, vreme bună. Și aici au început să iasă toți. Aha, ies afară. Să vedem pe ăștia care au fost cam afectați. Aici mi se lipește noroiul de picioare. Da. Sunteți binișor. În care au slăbuți, ăștia afectați. Să vedem pe ăla. Nu.
Am fost tot pe afară, vreme tot caldă. Ce Dumnezeu, cu vremea asta, nu știu. Nu știu ce cu vremea asta, că numai zi de zi cald, cald. Și nopțile calde. Mai mic. Ești aici. Ești viu. Familiile care mi s-au părut mie că au fost afectate de mai tare de paralizie. Acum, deci, nu mai putut să scoate pe urdiniș, să scoate varoa la ultimul tratament, ăla de, chiar la ultimul, când am dat în lipsă totală de puiet, la ăștia că au fost campioni de varoa, ăștia tot continuă și atunci se cadă în ultimul tratament din noiembrie, din 8 noiembrie. Da, am picat în continuu, la greu. Se vede că nu mi-a putut să și scoată pe ordiniș, e negru jos. Să sperăm că vor trece și lunile astea, care tot ne planificăm că mai avem câte ceva de muncit și tot planific și când colo nu mi se ajunge timpul. Ăsta e mai activ, dacă are ladă galbenă.
Am ieșit afară mai activ. Ăsta e un râu, un afurisit care te înțeapă din nimic. Ăsta cam puțin albine a ieșit afară. E mic. Așa se vede la suprafață. Da, nu știu dacă e așa. Aha, ești mai mare. Dar o parte urca sus. Lăzile sunt grele, de nu poți să le miști. Aici au și mai bine, probabil că cum vor ele să, cum încălzește și lăzile, soarele. Aici era mai bine, nu au stat înăuntru, în fiecare zi au ieșit. După cum se vede, par a fi în regulă, în sensul că s-ar putea să scape, nu știu, sper să nu pățească nimic. Uite-te. Am un cireș care mi l-am altoit. Așa frumos o pornit, s-a făcut o coroană drăguță. S-a calusat tare bine aici. Nu știu. Vedem. Așa. Am speranța că-s bine. Chiar dacă sunt mai micuți. Aici ce s-a întâmplat? A umblat cineva la gratie. Vreo păsărică. Sau vreun șoarec. Aici sunt albinele afară și aici. Mâncare nu se pune problema, dar na, se pot întâmpla multe. Liniște au. N-am fost la ele, nu umblu, n-am fost de vreo lună de zile aici, ca să nu-i deranjez, să nu
Asta e o ladă cam cu probleme. Aici am plouă. Sau ceva. Umezeală. Vezi bine? Stați bine aceea. Mâncare, da. Lăsăm deschis aici. Și aici mi se adună condens. O să văd să nu se fi băgat vreun șoarec. Nu e cald, nu a început puietul. Ele nu sunt restrânse, eu nu-i restrâng foarte tare, să zici că și nici n-au albina atâta de mult încât să înceapă să... Bine, ce te-am lăsat atâta de larg? Auzi ce buze. În față, Ghem. În față. Mâncare. Suficientă și prea multă. Problema va fi, așa e părerea mea acum, ce să zic, așa cum am văzut eu la meteo la mine în zonă, am observat că ar veni niște friguri mai mari undeva prin jumătatea lui februarie și o să țină până la prin 10 martie, cam așa am văzut pe alea, da, eu știu. Dacă va fi așa, atunci voi fi nevoită să văd, să hotărăsc ce voi face. Voi lua, ori să le pun miere, ori să le pun turtă energetică, ori să le urc o ramă care e în lateral plină și să le pun peste.
Nu știu, vedem. La momentul potrivit, așa prea devreme de luat hotărâri. În sensul că atunci chiar poate o fi puiet și că ele n-ar pleca de pe puiet. Nu v-ați urca sus. Aici, la ăsta, parcă am avut cu gratia ridicată. Să mă uit să văd, să nu fi intrat în parc. Sau la ăsta, ăsta roșu. De deja la apă, unde găsesc o bucățică mică de apă pe un capac. Deja se... Ia să vedem. Nu a intrat Așa că asta e situația până acum în prezent. Mă bucur că sunt toți vii, că mișcă. Acum vedem. Primăvara e cam critică. Întotdeauna nu e așa simplu să ajungi cu ei, să-i numeri la 26 aprilie, când trebuie numărați la noi. La Sfântul Gheorghe numărăm. Dacă atunci sunt toți, atunci înseamnă că... Ce face aici? Hai la soare să vedem ce face. Bine, sunt față. Nu.
pete de diaree n-au fost pe capace. Tot m-am uitat. M-am uitat și acasă. Și aici înseamnă că nu o să fie, adică nu a fost încărcătură până acum. Asta e. O vreme splendidă, cald, dar umbra e bună. Nu, n-aduc polen, nu aduc nimica. Deocamdată nu mai au ce să aducă. Încă o dată, anul fericit, dragii mei, să ne vedem cu bine. Mulțumesc frumos că mă urmăriți!